Bine v-am găsit la Dezbateri în Sănătate. Sunt Val Vâlcu, discut cu Dragoș Damian, directorul executiv al Primer, Asociația Producătorilor Locali de Medicamente, și Dan Zaharescu, director executiv ARPIM, Asociația Producătorilor Internaționali de Medicamente în România. Despre ce vorbim? Problema deficitului de medicamente, dar și a dependențelor și vulnerabilităților europene în acest domeniu s-a accentuat în ultimii ani pe fondul unui cumul de factori, cuprinzând neajunsurile din sectorul producției farmaceutice, presiunea majoră asupra sistemelor sanitare și vulnerabilitățile sistemice rezultate din pandemia COVID, respectiv actuala situație geopolitică. Aceste evoluții au evidențiat necesitatea unei abordări holistice, coerente și coordonate în domeniul sănătății europene. Nu este un eseu, nu este un editorial. Așa începe un memorandum cu tema al guvernului, evident, gestionarea interinstituțională a inițiativelor europene în domeniul farmaceutic. Iată, guvernul, probabil stilul ăsta administrativ holistic, dar punctează totuși această preambul, această expunere de motive, punctează o situație, presiune pe sistemele sanitare, deficit de medicamente, vulnerabilități, riscuri geopolitice, s-au adunat toate după pandemia COVID și e nevoie de acțiuni comune la nivelul Uniunii Europene. Până acum, sănătatea a fost considerată ca fiind responsabilitatea țărilor membre, nu? Ce acțiuni comune ar putea fi întreprinse la nivelul Uniunii? Se vorbește de Uniunea Sănătății în acest document. Da, este un prim moment în care separăm lucrurile și începem să privim industria farmaceutică ca o activitate economică și nevoia de dezvoltare economică, deci nu de a lega domeniul strict doar de sănătate. Și sunt foarte mulți ani de când, la nivel de asociație, noi am adresat acest subiect, pentru că în clipa în care mergeam să vorbim despre investiții în industria farmaceutică, când vorbeam la Ministerul Sănătății, se uitau strâmb la noi și ziceau: mergeți la Ministerul Economiei, nu-i treaba noastră. Când mergeam la Ministerul Economiei, voi sunteți aia cu medicamentele? Mergeți la Ministerul Sănătății, că nu-i treaba noastră. Și pentru prima oară, când vedem o încercare de a crea un cadru solid pe baza căruia să începem să avem niște discuții cu privire la o reindustrializare a României în ceea ce privește domeniul farmaceutic. Avem, iată, acest memorandum este semnat de doi miniștri al economiei și al sănătății. Iată, s-au pus de acord. Nu se mai... prima dată când nu se face ping-pong, să spun, cu acest domeniu din punct de vedere al producției între ministere. Documentul e avizat de vicepremier și șeful Cancelariei Premierului, Alexandru Ghighiu. Deci, iată, există un acord politic, să-i spunem, o intenție politică de rezolvare a situației, domnule Damian. Cred că primul memorandum pe tema medicamentelor l-am semnat, domnule Zaharescu, pe vremea când ministrul Eugen Nicolaescu era ministru al României, cred că în urmă cu peste 10 ani de zile, în 2015, dacă adică al doilea mandat. Cred că în al doilea, mandatul mai lung. În 2015, împreună cu Consiliul Concurenței, am organizat prima dezbatere în care spuneam: domnule, lipsesc medicamente din piață, nu apar medicamente inovative, dispar medicamentele generice, ceva nu e în regulă. La un moment dat, lucrurile astea vor exploda. Deci, acest demers al guvernului, pe care îl salutăm în ceasul al 16-lea, vine după ani în care noi am tras foarte multe semnale de alarmă, o fi un efect al acestor semnale de alarmă.
Dar vreau să spun și vreau să insist asupra faptului că problemele cu medicamentele din România, da, este foarte ușor și cu sănătatea în general, este foarte ușor să dai vina pe pandemie, pe gridflație, pe ce s-a întâmplat în ultimii 4-5 ani de zile. Este foarte bine că Uniunea Europeană face front comun în zona sănătății și al industriei, dar aceste probleme în România au apărut din cauze de reglementare locală, nu din cauză că Uniunea Europeană n-a făcut sau n-a adresat nu știu când. N-au fost adresate probleme care țin de accesul medicamentelor inovative, n-au fost adresate probleme care țin de industrializare fabrici care se fabrice în România. Metodologia de calcul a prețurilor a rămas la stadiul din 2009, metodologia de clawback din 2011. Deci sunt niște reglementări, un pic îndreptată metodologia de clawback, sunt niște probleme care țin de reglementări locale și nu atât de Uniunea Europeană. Acum, acest acord cadru este un lucru care, de fapt, ce face? El concertează un pic activitatea în domeniu pentru că au atribuții Agenția Medicamentului, au atribuții Ministerul Sănătății, au atribuții Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei. Toate aceste instituții au atribuții, dar nimeni nu le centralizează holistic și nu pune un singur, să zicem, un singur organism care să coordoneze și care să ia decizii foarte rapide. Și eu am spus întotdeauna în lorile mele de poziție, mâncarea, medicamentele, energia și mai nou apărarea sunt nevoi esențiale ale unei țări unde ar fi de dorit ca țara să aibă o industrie autosuficientă, să zicem. Nu completă, dar autosuficientă. Să fabrici mâncare, să fabrici medicamente, să fabrici energie și să fabrici apărare ca în caz de nevoie, să nu cumva să trebuiască să stai cu mâna întinsă și să nu primești nimic. Da, dar vedeți, până acum, așa, din afară, era perceput domeniul ca, având ca stakeholder, ca actor principal în zona medicamentelor, producătorii locali care realizează medicamente generice, explicăm pentru telespectatori, medicamente care sau folosesc substanțe utile care nu mai sunt protejate de patent, sunt vândute fără brand, fără brandul firmei care a descoperit, care a pus pe piață medicamentul, sunt mai ieftine. Asta ar fi mecanismul și producătorii de medicamente inovative. Cei care vin cu produse de vârf sunt o perioadă de, nu știu, 11, 12, 13 ani sunt protejate de patent, nu pot fi replicate de alți producători pentru a își putea recupera investiția. Costă cercetarea, e așa. Și autoritățile spuneau, vrem medicamente ieftine ca să ajungă la toată lumea, societatea cerea produse inovative, că sunt salvatoare de vieți, că nu, evident, au efect pe măsură ce terapeutică. Sau nu există, pentru anumite boli, nu exista nicio altă soluție terapeutică. Iată, acum, la aceeași masă, mă, nu cred că Dece Medical i-a adus pe cei doi actori importanți la aceeași masă, ci viața... Da? Nu, cum, fără îndoială, acest memorandum... Cum se completează sau se concurează cei doi producători? Fără îndoială, în primul rând ne completăm și acest lucru este cât se poate de evident dacă privim din toate punctele de vedere. Iar acest memorandum poate să constituie o bază de pornire într-un dialog cu toți actorii care sunt implicați în dezvoltarea economică a României, în special a domeniului sanitar în acest caz și a industriei farmaceutice. Și, practic, e adevărat că noi competiționăm pe niște resurse care sunt extrem de limitate în acest moment. Iar resursa aceea ar fi reprezentată de bugetul alocat medicamentelor la nivel național. Dar, altfel, din punct de vedere economic, cele două domenii, industria de generice și industria de medicamente inovatoare, se completează. Pentru că una
este vârful de lance al cercetării științifice medicale și al descoperirii de noi medicamente, iar în clipa în care medicamentele ies de sub protecția brevetelor, industria de generice le preia și asigură o dezvoltare la nivel de masă și un acces la nivel de masă pentru un număr cât mai mare de pacienți. Deci lucrurile sunt într-o simbioză care în mod normal ar trebui să fie încurajată la nivelul autorităților din România. Ceea ce spunea domnul Damian un pic mai devreme este exact cel mai important lucru. Avem nevoie de un cadru legislativ pentru industria farmaceutică care să fie reformat. Cadrul legislativ construit în ultimii 30 de ani este un cadru care este ostil dezvoltării industriei farmaceutice. Și dacă e să privim în urmă, în ultimii 20 de ani, investițiile în capacități de producție în industria farmaceutică în România sunt marginale. Nu depășesc undeva în jurul a 200-250 de milioane de euro, dacă luăm și ultimii 2-3 ani în calcul. Altfel, la o piață care este de 20 de ori mai mare decât această cifră, piață anuală la nivelul ăsta, ceea ce s-a investit este absolut nimica toată. Și nu trebuie să uităm nici prima decadă de după Revoluție, când în perioada 1990-2000, practic, bazele industriei farmaceutice au fost distruse complet, și le-au fost reconstruite după aceea prin investițiile și prin privatizarea care a fost. Deci statul nu a fost în stare sub nicio formă să-și administreze, cu o singură excepție care este reprezentată de o companie unde Ministerul Sănătății a rămas acționar majoritar. O bătălie în anii 90 a fost cea de retehnologizare, de aducerea industriei la standard de GMP. Acum lumea poate deja s-a familiarizat cu termenul standard de bune practici în vorbim de la calitatea aerului din hala industrială, unde nu trebuie să fie, nu știu, un fir de praf la nu știu câți metri cubi cu filtre speciale, până la mecanismele de siguranță să nu scape. Nu, aici cred că domnul Damian își aduce aminte. A făcut industria acest efort. Da, dar în perioada de preaderare, deci perioada asta de 2007, investițiile care au fost făcute de producătorii de medicamente în implementarea sistemelor GMP nu au fost recunoscute ca fiind cheltuieli deductibile din punct de vedere financiar și astea au pus o presiune uriașă pe producătorii de medicamente care prin resurse proprii au trebuit să-și implementeze aceste norme și a fost unul din motivele fundamentale pentru care Institutul Cantacuzin a colapsat, pentru că el n-a putut să îndeplinească aceste norme, a obținut după aderarea României câteva derogări. În loc să primească sprijin, a primit derogări și la un moment dat s-a tras linie și s-a închis poarta. Acum, dacă ne uităm un pic istoric, pentru că e foarte important să arătăm ce înseamnă strategie industrială și strategie pe domenii de competitivitate, din cele 5 fabrici, mă rog, las Institutul Cantacuzino la o parte, din cele 5 fabrici care existau înainte de 89, niciuna nu s-a închis. Ele au intrat fie în acționariatul unor investitori strategici, toate erau fabrici de medicamente generice și atunci și acum putem explica despre ce este vorba, ele au intrat în acționariatul strategic al unor investitori sau în acționariatul Ministerului Sănătății și au contat să se dezvolte, să investească inclusiv în bune practici de producție și au deschis laboratoare de calitate, laboratoare de cercetare, dezvoltare, de studii, de studii de bioechivalență de fază 1, adică industria este extrem de interesantă la nivel global și dacă vă uitați la cele mai puternice țări industrializate, veți vedea că, nu știu, să luăm de exemplu Statele Unite, Japonia, Elveția, Germania, veți vedea că foarte mare din excedentul comercial, din puterea economică a acestor țări, vine din industria farmaceutică, nu este un lucru de ascuns. Ceea ce este mai frustrant pentru noi, poate, este că Europa de Est, Cehia, Slovacia, Ungaria și Slovenia, dacă nu greșesc,
au avut exact această gândire strategică. Domnule, vrem să, unu, dezvoltăm companiile care deja există și să fabricăm medicamentele generice de masă în continuare, dar vrem să atragem și mari producători internaționali, fie să aibă centre de cercetare, dezvoltare, dacă bine mi-aduc aminte, sper să nu greșesc, am avut o strângere de inimă când am citit în ziare că Ungaria a tras un centru de cercetare, dezvoltare al lui Novartis, sper să nu greșesc, este adevărat, anul trecut, dar și alte activități industriale. Deci cele două, toate aceste țări în Europa de Est sunt întotdeauna, am senzația, cu un pas înaintea României, pentru că au avut întotdeauna, la nivel instituțional guvernamental, o strategie pentru industria farmaceutică. De altfel, îl citam pe un ministru de externe al uneia dintre aceste țări, care spune că niciodată în zona medicamentelor nu poți, nu ai privilegiu, nu ai riscul să stai cu mâna întinsă, să primești ceva, trebuie să ai măcar o bază la tine în țară, în zona sănătății. Deci asta este gândirea strategică, probabil în urma căreia s-a semnat acest memorand și probabil că a apărut în ultimii 2-3 ani, cum spuneți dumneavoastră, după pandemie, când nevoia a fost clară. Nu ai rost să ne aducem aminte, era foarte clar ce s-a întâmplat. Acest parteneriat sau această complementaritate între cele două tipuri de industrii producătoare de medicamente era semnificată în România cel mai bine de GlaxoSmithKline, un producător un multinațional, un gigant, nu știu dacă să... care avea în România... a fost prima companie care a venit... E incorrect spus după 89, pentru că a venit chiar în decembrie 89, de-abia și instalau birourile și a început, deci practic înainte de plecarea lui Ceaușescu, au venit cu produse inovative, sigur, vă dați seama, pandemia HIV abia începea, nu existau generice pentru tratamentul SIDA. Au achiziționat sau în o fabrică la Brașov. Nu, deci a fost istoria a fost un pic diferită. Deci prima entitate a fost Eurofarm, care s-a creat ca la fabrică de și au achiziționat la Brașov. Da. Și a fost SmithKline Beecham, care a fost compania internațională care a preluat Eurofarm. Și imediat după aceea, Glaxo a fuzionat cu SmithKline Beecham și a devenit entitatea GlaxoSmithKline. Și, într-adevăr, la nivelul anului 2006, GlaxoSmithKline a decis să construiască o fabrică foarte modernă la Brașov. Au fost investiți 100 de milioane de euro la vremea respectivă, adică în această fabrică. Adică upgradarea unei investiții care funcționa deja. Practic a fost de la zero. De la zero? Deci au fost de la zero. Deci n-a fost pe aceeași platformă. În zona unde era și Eurofarmul, dar a fost pe o platformă complet nouă, construită de la zero. În 2008 a fost inaugurată și a fost pusă în funcțiune. Iar în 2014 Glaxo a anunțat intenția de a vinde acea companie, acea fabrică de la Brașov. Ne putem întreba de ce și sunt niște explicații foarte clare legate de ostilitatea mediului economic pentru industria farmaceutică care a fost creată în România în perioada respectivă. Fabrica n-a putut fi vândută până la urmă și Glaxo a decis să mute echipamentele și utilajele în Polonia și la Brașov au rămas doar zidurile și vreo 500 de șomeri. Și în Polonia a fost creat hub-ul. Glaxo are o strategie diferită, nu mai funcționează reprezentanțe sau filiale, cum să le spunem, în fiecare țară, ci au făcut centre regionale, grupând mai multe țări, 7-8 țări și, ce să spunem, centrul regional pentru zona noastră, unde să fie? Tot în Polonia, unde au dus și fabrica. Deci aici mi se pare semnificativ acest caz. Aici se vede cum a fost tratată industria farma. Să ai și producție, și inovative. Forța unui investitor, cum este GlaxoSmithKline, și să-i pui pe fugă, cred că
ne calificăm la astfel de... Poate ieșim pe loc întâi la un campionat european de faulta singuri. A se vedea și cazul Exxon, fiindcă dacă privim acum în structura geopolitică pe care o avem în regiune, erau bune să fi avut gaze... un Exxon în Marea Neagră cu niște interese foarte mari în zona Neptun Deep. Și cu robinetul doar să fie răsucit, adică să, că exact. Dacă nu era pus Exxon pe fugă, ar fi început producția cu 2-3 ani mai devreme. Deci acum aveam efectiv acele gaze, nu prezumtiv, la fel cu gazele de șist. Bun, ce spun aici în document? Aici și pe mine mă văd așa un fel de oximoron. România, la fel ca și alte state membre ale UE, se confruntă cu disfuncționalități ale pieței, nivelurile de preț sunt nesustenabile, dar anumite medicamente inovative nu sunt puse efectiv pe piață. Deci ai și nivelul e nesustenabil, nu sunt puse medicamente inovative pe piață, dar până de altă parte pleacă medicamentele la export. Asta însemnând că prețurile sunt foarte mici, sunt atractive pentru alte țări. Eu cred că de multe ori că cei care redactează astfel de documente nu sunt în totală cunoștință de cauză. Aș începe un mic comentariu cu ce a spus la început, că și în alte țări ale Uniunii Europene sunt probleme. Da, într-adevăr, nu suntem cei mai incompetenți la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește... Nu, am zis, ne asumăm pusul pe fugă al investitorilor aici, Faptul că există astfel de disfuncționalități este probabil inclusiv vina Uniunii Europene că n-a avut niciodată un acquis comunitar în zona de sănătate și în zona industrială. Și dacă vă uitați la declarația de la Anver, de la începutul acestui an în care s-au adunat toți industriașii europeni, toți spun același lucru. Dom'le, noi concurăm cu produse din afara comunității, inclusiv medicamente, care sunt puternic finanțate de stat, sprijinite prin subvenții la energie. Nu trebuie să dau exemplu de două ori, exemplu Chinei, care dă pe gratis energie la toți fabricații industriali. Lui Ceaușescu eram acuzați de dumping, adică vândeam produsele sub preț, foamea din România... asigura competitivitatea. Sau putem da exemplu Statele Unite, care se pregătește să pună taxe vamale enorme pentru importurile din alte țări. Uniunea Europeană, dacă n-a știut să facă aceste lucruri pentru că a fost mai generoasă, a pierdut. Nu, dar China deci aplică aceeași manevră. Același lucru. Un fel de dumping. Asta e mai ușor de înțeles. Cred că declarația aceasta de la Anver, în care industriașii europeni, indiferent de domeniu, a fost și farma acolo, știu că a fost și din România, din zona de chimie, au zis, domnule, noi nu putem concura. Și știu subiectul acesta, ne ducem un pic din sănătate, din farma, dai chimia, istoria mai mare, nu putem compara pe producția de fosfați în România dacă vin fosfați ieftini care au energia subvenționată de către adică statele care le fabrică. Dată gratis, spuneți. Pur și simplu acești noi, cum să zic, costurile noastre de producție sunt de așa natură încât nu putem concura. Și știm ce s-a întâmplat acum un an cu Olchimu și cu Azo Mureșu, care au trebuit să-și închidă secții. Nu e cazul încă al industriei farmaceutică, pentru că noi nu fabricăm ingrediente active, poate ajungem și în zona asta, dar e cazul Uniunii Europene care trebuie să gândească global, inclusiv Uniunea Europeană strategic, pe anumite domenii, inclusiv pe domeniul ca dovadă, domeniul medicamentelor. Da, am văzut că aveți așa analiză. De ce ar face China chestia? Adică de ce și-ar cheltui energia pentru a forța vânzarea unor, pentru a face competitive niște produse? E foarte ieftină. Energia, producția de energie la este foarte pentru ieftină. Că nu țin cont de mediu, au ajuns probabil la un asemenea nivel de procesare a energiei. În India este același lucru. Va trebui să spun și că în Rusia este același lucru. În Rusia kilogramul de benzină este o treime din România. Deci au ajuns la un asemenea nivel de supraproducție și la un asemenea nivel de capacități de procesare încât pot să dea această energie. Tot așa, nu o dau la toată lumea, dar o dau strategic ca să împingă, să facă, cum spuneți dumneavoastră, dumping, poate nu e cel mai bun cuvânt, dar să împingă din punct de vedere economic, dominație economică, să împingă anumite produse care sunt la mare căutare și astea, iar ne întoarcem. Mâncare, medicamente, energie și apărare sunt necesare la toți. Dincolo și, de da, competiția economică sau de obiective, acestea pot să aibă, pot deveni pârghii politice.
Politica este cea mai concentrată formă a economiei. Știm asta de foarte multă vreme. Și mai un lucru pe care Uniunea Europeană l-a făcut în cele mai bune, cu cele mai bune intenții, dar din păcate a fost prinsă cumva la mijloc, dorind să implementeze Green Deal-ul, a trimis și dorind să reducă poluarea, amprenta de carbon, a trimis o serie de industrii poluante către India și China. Acum facem legătura cu ce vreau să vorbim. Care India și China au spus să fie primite. Noi suntem obișnuiți cu poluarea și atunci întregul angrenaj de ingrediente active chimice, inclusiv chimicale fine, inclusiv ingredientele active din industria farmaceutică, se fabrică în proporție de 75% acolo. Și devii dependent și poate că ei atunci pe cele care le exportă, le vând mai scump decât cele pe care și le utilizează pe plan local. Și atunci lucrurile pentru un macroeconom, nu sunt macroeconomist, dar le poate înțelege foarte bine, e vorba de o globalizare cumva complicată, care poate să creeze avantaje și care poate să creeze anumite evoluții monopolistice către unii care îi controlează într-un fel pe alții și am spus întotdeauna, e vorba de lanț de aprovizionare. Cine controlează astăzi lanțul de aprovizionare din fabrică în farmacie, din fermă în farfurie, controlează de fapt economia, clar. Da, bun, dacă se întrerupe lanțul de aprovizionare cu tricouri sau cu pantofi de sport sau cu eu știu ce produse astea de loazir, reziști un an, doi, trei, nu știu, până se pornește industria. Exact. Dar dacă se întrerupe lanțul de aprovizionare cu substanțele utile de care vorbeați, sunt amenințate concret și imediat viețile a mii de oameni. Da. Poate a milioane, nu? Până la urmă, acesta este motivul pentru care industria farmaceutică trebuie considerată un domeniu strategic. Și clar, sunt necesare investiții și trebuie acordată o prioritate maximă, mai ales în conjunctura în care ne aflăm în acest moment, dezvoltării acestei industrii. Problema care se pune este cea pe care a subliniat-o domnul Damian un pic mai devreme. Cum ajungem să producem din nou substanțe active și ingrediente de care avem nevoie în medicamente, respectând principiile Green Deal-ului, pentru că deci, o parte din aceste scumpe, produse ne uităm la sunt, mașinile deci, trebuie electrice, tehnologii, nu sunt mai scumpe. Tocmai, deci vor trebui tehnologii mai moderne pentru fabricarea acelor substanțe. Un efort de depoluare, poate că acel fum galben el, care ieșea de la terapia în 89... Și care nu mai este ca dovadă. Și care nu mai e cazul că s-a, așa, este, nu știu, adunat, colectat, purificat. Deci, probabil că sunt tehnologii simplu, care implică mai mult consum de energie. Nu, industria s-a schimbat. În ultimii 50 de ani, industria s-a schimbat într-un mod radical. Atât industria medicamentelor inovative, eu am fost într-o fabrică în India, ca să vedeți, care era complet robotizată și automatizată, pentru că nu are voie nu omul, mai creează locuri de muncă. Omul să intre... Da, asta este un alt subiect apropo de memorandum. Poate ne aduce aminte să-l atingem, pentru că ei vor să... Investițiile pe care noi le facem în România vor să își recupereze investiția prin angajarea de... prin crearea de noi locuri de muncă. Pe de altă parte, toată lumea ne zice digitalizați, tehnologizați, iar industria farmaceutică nu creează foarte multe noi locuri de muncă, în schimb creează locuri de muncă specializate și calificate. Și atunci modul de recuperare a investiției, statul trebuie să-l gândească diferit. Și nu prin crea... Aici nu e vorba de crearea de un loc de muncă pentru, să zicem, industria textilă, unde sunt foarte mulți angajați. Deci, între o fabrică de textile și una de medicamente, dacă ar fi să concurăm pentru a atrage ajutor de stat, eu nu voi câștiga, eu voi pierde, nu voi face scorul de care are nevoie. Dar nimeni n-a pățit un lucru grav dacă nu găsește un tricou în magazin, în schimb dacă nu găsește propanolul sau da, substanțele active din nifedipin. Cele mai mari coloane de fermentare pentru antibiotice care există în lume sunt în China la ora actuală, sunt la 3 fabrici din China și China exportă cea mai mare cantitate de
antibiotic, fie că sunt antibioticele convenționale, penicilină, fie că sunt peneme, fie că sunt cefalosporine, ei sunt cei mai mari exportatori de ingrediente active. În Europa sunt foarte multe fabrici care le asamblează, să zicem așa, creează produsul finit, dar o astfel de sursă, s-a și văzut în pandemie de altfel, când au lipsit elementarele amoxicilină și acid clavulanic, s-au văzut problemele care pot să apară din cauza lanțurilor de aprovizionare. Și am văzut probleme pe lanțul de aprovizionare, de exemplu, din cauza războiului din Marea Roșie, în care, practic, s-a închis canalul Suez și timp de câteva luni toate vasele care veneau din China și India călătoreau pe la capul Bunei Speranțe. Adică geopolitica deja și lanțul de aprovizionare sunt lucruri extrem de complicate și mă bucur că Europa se uită la ele altfel și că România încearcă să câștige timpul pierdut în ultimii 10 ani și să facă ceva. Doamne ajută, am discutat în acest studio în dezbatere pe care le-am organizat de mai multe ori. Nu ți-ajung degetele de la două mâini, cred, să despre problema prețului la medicamente. Toate forțele politice, că erau reprezentanți ai partidelor de la guvernare, ai partidelor de opoziție, societatea civilă, organizații de pacienți, experți, Colegiul Farmaciștilor, toată lumea spune, sistemul celui mai mic preț golește farmaciile fără să rezulte un efect de ieftinire a actului terapeutic. Da? Nu s-a schimbat nimic. Sunt șanse... Da, este un paradox până la urmă, fiindcă toată lumea recunoaște acest lucru, că situația nu este una fericită nici pentru pacienți, nici pentru sectorul industrial, nici pentru sistem în sine, dar nimeni nu este în stare în acest moment să ia o decizie în corectarea acestei situații. Și așa cum spunea domnul Damian un pic mai devreme, din 2009 avem actuala metodologie de prețuri. Sunt deja 15 ani de când batem pasul pe loc și lucrurile n-au evoluat, din contră au involuat. Și e adevărat, în acest moment Ministerul Sănătății are un proiect cu Banca Mondială pentru elaborarea unei noi metodologii de prețuri, pentru elaborarea unui nou sistem de compensare și rambursare a medicamentelor, dar deocamdată proiectul este încă într-o fază incipientă, deci consultanții n-au venit încă cu niște propuneri concrete pe masă și bineînțeles că este nevoie de un dialog cu toți actorii, deci în clipa în care consultanții vor veni cu câteva idei, e nevoie de un dialog cu toți actorii implicați în acest sistem, în special cu cei economici, fiindcă până la urmă un producător de medicamente nu este o societate de binefacere, este un agent economic care trebuie să-și asigure sustenabilitatea activității pe care o are. Și atunci trebuie să existe predictibilitate, trebuie să existe o stabilitate a mediului economic în care acești agenți economici urmează să activeze. Și acesta a fost, până la urmă, baza succesului investițiilor în industria farmaceutică în țări europene de referință. De exemplu, dacă luăm cazul Franței, care doar în ultimile 6 luni a anunțat investiții în industria farmaceutică de 2,6 miliarde de euro, de unde au venit acești bani? De ce au venit acești bani? Păi în Franța există un Consiliu Strategic al Industriilor pe Sănătate care interacționează cu guvernul, cu Ministerul Sănătății și acolo este Ministerul Economiei și Finanțelor. La noi este Ministerul Economiei și Turismului, ca să vedem un pic diferențele de nuanță. Și, într-adevăr, acolo aceste ministere joacă un rol fundamental în antrenarea în dialog a actorilor esențiali și s-au stabilit niște reguli principale de bază. Stabilitatea prețurilor medicamentelor pe o perioadă de 3-5 ani,
niște perspective de creștere și de stimulare a activității economice în domeniul farmaceutic prin anumite facilități care sunt acordate de către statul francez, și acest acord a fost semnat în 2021. 3 ani mai târziu se anunță investiții majore și substanțiale în sectorul industrial francez. Deci o decizie de a investi într-o țară nu se ia peste noapte. Trebuie un cadru care să fie stabilit din timp, să fie create condițiile favorabile și deciziile urmează în următorii 2-3 ani să fie luate și să se vadă efectele. Păi, pentru asta ar fi nevoie de un acord sau de o discuție și cu opoziția, pentru că lucrurile în politică se mai schimbă. Avem exemplu în sens invers. În pandemie, opoziția a fost exclusă, ținută la în afara actului de decizie, în loc să fie un cabinet de război, că ne luptam cu cum e în Israel acum, când ne luptam cu COVID-ul. S-a creat un departament secret, nu știu cum, acel comitet de comunicare secret care lua decizii, făcea, ceea ce a crescut încrederea în instituțiile, în instituții, până la urmă, da, și în cazul acesta, dacă e nevoie de 2, 3, 4 ani să se ia o decizie de investiție, după ce sunt anunțate măsurile corecte, după aia ar trebui să fie păstrate încă 2, 3 ani. Se ia o măsură bună, peste 2 ani se anulează. Ori asta presupune, nu putem, sperăm să fie stabilitate politică, dar nu pe 5 ani dincolo de un mandat parlamentar e imposibil de prevăzut. De aia spuneam că ar trebui să existe un acord între pe strategiile importante între putere, un fel de spiritul de la Snagov, așa cum pe câteva domenii importante, acestea strategice, armată, sănătate, exact ce vorbeam. Apărare, sănătate. Mâncare, în primul rând, este evident ce se întâmplă acum și toată această discuție cu prețurile la alimente care au explodat, este evident că nu există un control sau nu există un acord pentru prețuri. Dacă revin la medicamente, deci gata, mâncare, medicamente, apărare și energie, dacă revin la situația medicamentelor, medicamentele sunt, cred că alături de energie, sunt singurele domenii care au prețul reglementat de autorități. Și vedeți ce bine reglementează, că dispar medicamentele. Și am să dau un singur exemplu foarte repede, pentru că a explicat tuturor ce înseamnă prețul la medicamente. În Polonia, dacă tu ai un preț de 100 și în România ai același preț de 100, în Polonia nu ți se mai ataxă clobec de 20 sau 25%. În Polonia nu mai trebuie să plătești o taxă de raft ca să ai acces pe canalele comerciale. Astfel încât în Polonia un medicament care costă 100, să zicem, de lei sau de zloți ce-o fi, are o rentabilitate de un anumit nivel și poate fi menținută în piață, în vreme ce în România, din cauza taxei clobec și altor plăți pe care trebuie să le faci pe canale, medicamentul nu mai este rentabil. Și al doilea lucru pe care domnul Zaharescu știe la fel de bine, e și o problemă de volume, apropo de comparația prețurilor. Deci dacă compar prețul, chiar ieri ne uitam la un medicament banal și foarte bun, tamsulosinul, care se dă în tratamentul prostatei. E un medicament extrem de utilizat. Volumele din Germania sunt de vreo 10 ori mai mari decât volumele din România. Nu vorbim aici de subdiagnosticare în România, asta este o altă discuție. Și atunci producătorul ce face? Negociază un preț pentru acele volume cu autoritatea din Germania, preț pe care nu-l poate susține în condițiile volumelor pe care le distribuie în România. Și sunt o mulțime de lucruri pe care sper ca acești fondatori, nu știu cum să zic, inițiatori ai acestui memorandum, era mult mai liniștit, să fiu sincer, să scrie acolo Ministerul Industriei Farmaceutice. Și cred că nici nu e o idee rea să existe un minister al industriei farmaceutice dacă chiar ne dorim să existe o conducere simplificată a acestui domeniu și dacă chiar este domeniul strategic. Pentru că în continuare vor fi 3 sau 4
5 chiar, instituții care vor fi implicate aici. Eu cred că este un domeniu strategic, oricum cum mai e strategic. Ministerul Energiei, îmi cer scuze. Cum e Ministerul Energiei, cel mai bun exemplu. Mai degrabă strategic decât Ministerul Turismului, care e important, ne dorim să crească, aduce bani, valută eventual dacă vin turiști în alte țări, dar repet, cu rafturi goale în farmacie nu te încălzește prea mult că ai ocupat plaja de la Mamaia cu turiști din Scandinavia, cum era înainte de 89. Dacă vorbim de taxa Claubeck, că ne tot întoarce. Iar o temă recurentă. Ea avea ca scop să controleze într-un fel consumul și se aplica la creșteri spectaculoase peste un anumit nivel. Acum la noi s-a simplificat că e un fel de cotă unică. Se plătește mai rău decât o cotă unică, e pe cifra, un impozit pe cifra de afaceri, cum ar veni. E exact, e echivalentul acelui 1% cota pe cifra de afaceri al companiilor care nu raportează un anumit nivel de profit, dar nu e 1%, este 15% pentru medicamentele generice și 25% pentru medicamentele inovative. Deci este evident, evident că producătorii care au o astfel de povară de taxe se vor gândi de două ori dacă vor dori să nu numai să investească în România, ci să mai aducă acele medicamente care să le mai vândă în România. Pentru că ea a fost gândită să țină sub control costurile sistemelor de sănătate și atunci când, nu știu, să prescria prea mult dintr-un medicament, diferența de la cota de plecare, doar ce depășea era taxat. Bun, aici este o nuanță esențială, fiindcă baza de calcul buget și ăsta era foarte subdimensionată. Deci ea nu reflecta adevăratele nevoi ale pacienților. Eu spuneam pe plan internațional, în Occident, unde au introdus taxa. Și acolo exact mecanismul acesta este. Bugetul de referință reflectă nevoile reale ale pacienților din anul precedent, iar industria acoperă doar creșterea pieței din anul în curs. Pe de altă parte, și anul următor, bugetul este majorat cu nevoia, deci adică cu e o taxă care permite un respiro, oferă un respiro. Exact, fiindcă este o valoare, să se adapteze. Este o valoare undeva în jurul a 3 până la 5% maxim pe an, ori la noi era ajunsese și la 32%, deci era absolut nesustenabilă. În Israel am văzut un studiu care spune așa, noi ne propunem să creștem bugetul pentru medicamente în fiecare an cu 15%, deci nu există că vedem cum se ridică, să spunem, consumul și după aia ne adaptăm anul viitor. Deci e programatic să crească cu 15% de la an pentru că populația îmbătrânește, apar medicamente noi, nevoi noi, să descoperă tehnologii de diagnostic precoce care că aici nu vrea publicul din România să înțeleagă. Dacă aduci și faci o investiție într-o hală industrială, vei scădea costurile. Dacă faci investiții într-un spital, vei crește costurile pentru că se va descoperi boala într-un stadiu tratabil. Iar noi porneam oricum de jos. Adică ar fi trebuit ca să recuperăm, să ajungem la un nivel mediu. Că asta aș propune Uniunea Europeană, nu? Să aducă prin fondurile de coeziune și să aducă țările mai puțin dezvoltate la media europeană. Ori, ca să ajungi la media europeană, tu trebuia să aloci mai mult pe medicamente. Nu, dar lucrurile decât evoluează în ambele zone. Cei pe care vrei să ajungi din urmă. Păi, hai să ne gândim. În urmă cu 20 de ani, nivelul alocației din produsul intern brut pentru sănătate era undeva în jurul a 2,7-2,8%. La sută media din PIB, într-un PIB extrem de mic. Da. Pe de altă parte, dar vorbesc de alocare din PIB pentru că asta este decizie politică, strict la nivelul ăsta. Cât e de mare în valoare absolută, asta e cu totul altceva. Dar nu, la vremea respectivă, media europeană era 6%.
Și noi ceream ca să crească. Media europeană era 6% în condițiile în care tu veneai cu 2 și scădeai media. Păi, era 11-12 țările. Asta este altă nuanță care e de luat în calcul. Acum media europeană este undeva la 9,7% din PIB, alocare pentru sănătate. Noi suntem undeva la 4,5% alocare strict din PIB, la care se mai adaugă cam 1,5% contribuții din buzunarul pacienților. Deci, una peste alta, putem să zicem că ne apropiem de un 6%. Deci, ne-au trebuit 20 de ani ca să trecem de la 3% la 6% și ne dorim acum să ajungem la un 9% ca să ne apropiem din nou de media europeană, care, bineînțeles că în următorii 10 ani o să crească, pentru că și noi mai mult, nu deci, mai scădem atât de tare media. Și dacă nu reușim să ne apropiem de acest nivel, deci să avem o alocare corectă și niște investiții corecte în sănătate, decalajul se va mări de la an la an, fiindcă noi mergem în continuare cu viteză scăzută, în timp ce ceilalți se îndepărtează tot mai mult de noi. Deci dacă ne dorim să avem niște nivele de tratament la standard european, va trebui totuși să rupem acest cerc vicios și să încercăm să găsim soluții pentru accelerarea procesului. Cred că ar trebui să explicăm un lucru, pentru că nu toți suntem macroeconomiști și puțin dintre noi înțeleg. Reflectarea unor cheltuieli din domeniile publice la nivel de PIB sau raportarea la nivel de PIB este o convenție care este utilizată de economiști. De fapt, medicamentele, sănătatea, învățământul, administrația publică sunt plătite din taxele, impozitele și contribuțiile care se strâng la buget. Ori dacă noi avem un PIB cu un deficit bugetar de 5-6%, înseamnă că noi nu o să avem niciodată, poate nici 6% pentru a plăti sănătatea, dar rămite 9%. Pe de altă parte, ceea ce mă frapează pe mine și e important de spus acest lucru, eu cred că în 10 ani, dacă ne uităm la cât se investește în PNRR în sănătate, câte miliarde se investesc, România va avea una dintre cele mai bune infrastructuri de sănătate primare, secundare, terțiare din Europa Centrală și de Est, probabil. Ar trebui găsită o formulă similară în care să se investească, evident, și în personalul medico-sanitar, dacă avem, și în industria farmaceutică și în alte tipuri de industrie ale științelor vieții, că nu e doar industria farmaceutică. Uitați-mă, vorbeați de mijloace de tratament. Nu există nici măcar un producător de echipamente de laborator în România sau de echipamente de analize sofisticate. A fost unul, dar are probleme în justiție. Ăsta cu plăcile pentru culturile. E posibil. Nu există niciun hub de mentenanță al acestor echipamente. Noi, când avem probleme cu echipamentele industriale, toate fabricile din România, vine cineva din Polonia și în Ungaria. Adică nu numai. Aici s-ar putea cu universitățile. La Cluj, de exemplu, știu că există o specializare în inginerie medicală a un BB. Orice este posibil, dar totul pleacă, domnule Vâlcu, de la această idee. Ai o strategie națională, pentru că chiar e amuzantă comparația. Ai Ministerul Alimentelor, ca dovadă ai alimentele strategie, esențiale. Ai Ministerul Apărării, ai apărarea esențială. Ai Ministerul Energiei, ai energia esențială. Fă, domnule, un minister al medicamentelor, sau ai Ministerul Sănătății, să zicem, dar fă și un minister al medicamentelor, dacă sunt așa important, al industriei farmaceutice, cum să-i spunem, sau al industriei medicale, să-i zicem, care să fie subordonat Ministerului Sănătății sau să fie independent, dacă ai o nevoie strategică în acest domeniu. Pentru că e extrem de important ca lumea să înțeleagă că, cum spuneți dumneavoastră, tricouri o să găsim, dar la un moment dat nu o să mai găsim medicamente și nu o să le trimite Europa, nu o să se grăbească Europa să ne trimită medicamente dacă și Europa o să aibă nevoie de... Un grup de lucru, să spunem, între cele două ministere, există, cred că, o reținere în a crea noi, cred că avem 21, dacă nu 22 de ministere, plus, bun, la agenții rupem. Deci, între cele două ministere, un grup de lucru ar avea un comitet, nu știu cum să-i spun, ar acoperi și cu finanțele trei. Este greu de spus în acest moment, pentru că este nevoie de voință politică în a pune lucrurile în mișcare.
Acesta este un prim pas. E adevărat, avem de a face cu o întâlnire a unui partid de centru-stânga cu un partid de centru-dreapta, care în momentul ăsta sunt împreună la guvernare și au perspectiva de a asigura oarecare stabilitate și continuitate a politicilor economice. Și în acest moment, deci ar putea fi un punct de plecare. Sunt social-democrați și de la sănătate și de la economie. Dar e adevărat că aici este nevoie și de Ministerul de Finanțe. Tocmai de aceea spuneam că în țări cu o anvergură economică mai puternică, acolo este Ministerul Economiei și Finanțelor, nu Ministerul Economiei și Turismului. Deci lucrurile sunt fundamentate complet diferit față de cum sunt la noi. Ați amintit situația din Franța. E totuși greu de crezut că investiții în producția de medicamente inovative, care necesită o întreagă infrastructură, ar fi mutate în celălalt colț al Europei, da, lungind lanțurile. De exemplu, pentru un medicament sunt zeci de furnizori. Da, fără discuție, lucrurile sunt complicate pe partea aceasta. Substanța de amălare O altă direcție de acțiune ar putea să fie investiția în studii clinice, fiindcă aceasta este o investiție care se bazează mai puțin pe capacități de producție sau pe echipamente sofisticate de fabricație, ci se bazează pe inteligența oamenilor și pe pregătirea oamenilor din domeniul medical, din domeniul asistenței medicale, pe existența unui număr de pacienți suficient de mare sau unei populații suficient de mare care să permită atragerea de studii clinice în România. Și din punctul acesta de vedere, industria inovativă este foarte interesată de dezvoltarea studiilor clinice în România. Aici suntem destul de mult în urmă față de potențial. Să spunem că pentru cetățeni, pentru pacienți, aceste studii oferă acces gratuit, nici statul nu plătește nici exact, la medicamente de ultimă oră. Nu numai medicamente, ci și investigațiile medicale, pentru că ei trebuie să fie monitorizați și rezultatele tratamentului cu aceste medicamente noi trebuie îndosariat, făcut un raport către Agenția Europeană a Medicamentului și pe baza acelor rapoarte se obține autorizarea unui nou medicament. Deci procesul este destul de laborios, destul de complicat, dar există cadru de bază în România și România are un potențial foarte bun din acest punct de vedere. Dar, din nou, la ora actuală, investițiile în studii clinice în România, de fapt, nu avem date la nivelul anilor 22-23, până atunci investițiile erau undeva în jurul a 70-80 de milioane de euro pe an. Potențialul este de cel puțin 10 ori mai mare dacă ne propunem să ajungem din nou la media europeană. Deci am putea ajunge la 700-800 de milioane de euro investiții în studii clinice pe an. Deci am putea să atragem niște sume uriașe care se reflectă în salariile care sunt plătite angajaților, în echipamentele care sunt aduse, în instruirea medicilor și a personalului medical și, bineînțeles, în economiile pe care sistemul le face, pentru că pacienții nu mai sunt tratați pe baza fondurilor de la sistemul de asigurări de sănătate și nici investigați pe baza lor, ci sunt investițiile directe ale sponsorilor studiilor clinice în România. Și lucrurile acestea se pot fi replicate și la nivelul producătorilor de generice, fiindcă și ei au niște zone de studii clinice care sunt... În cazul producătorilor de generice, aici spuneați că atunci când solicitați sprijinul, ajutor de stat sau alte, vă întreabă câte locuri de muncă. Bănuiesc că e un punctaj
Așa este. Păi, la locurile de muncă nu stați bine, în schimb, la rol strategic, sănătate, viața cetățenilor, primiți mai multe puncte. La venituri, la taxe și impozite plătite către statul român, pentru că toate medicamente, ca dovadă, deficitul de balanță comercială, 3 miliarde din cele 15 miliarde vin din industria farmaceutică, ceea ce demonstrează clar că pierdem, economic vorbind, pierdem venituri în România din cauza că importăm mai multe medicamente decât exportăm. Și făceam cu domnul Zaharescu un calcul. România exportă cam 800 de milioane, nu? Așa ziceam, 800 de milioane de euro anual medicamente, care e mai puțin decât exportul unui singur producător din Ungaria, care exporta 1,1 miliarde. Deci asta spune... Asta exportă în sensul că sunt aceste vânzări paralele? Nu. Există și un comerț normal de medicamente. Sunt medicamentele care sunt fabricate de producătorii din România și care sunt vândute în 90 de țări în lume. Noi suntem, România este un exportator, este bine văzut, bine cotat ca și... Calitate, eficiență și siguranță a produselor, despre asta nu vorbim, dar din exporturi, indiferent de domeniul de exporturi, se vede și puterea economică și direcția strategică pe care are o țară. Tu dacă prin 10-15 fabrici care exportă, exporți mai puțin decât o singură fabrică din Ungaria, atunci ai o problemă serioasă. Acea fabrică, iertați-mă, că n-a inventat penicilina acea fabrică. De ce are aceste rezultate? Ce a oferit guvernul și nu... Piața de desfacere a sprijinit prin ambasade, ceea ce fac și ambasadorii din România ai țărilor care, de unde vin medicamente, un lobby economic prin diplomația externă a României. Asta este rolul diplomației, după părerea mea, nu mă bag în discuții politice, să vândă ceva care este produs în țara de unde eu vin. Sigur, putem vorbi de relații culturale, relații sociale, relații tradiționale, dar în final, când ai o ambasadă, trebuie să te duci la instituțiile care or fi ele și să zică, domnule, eu cumpăr de la tine fier beton, ce-ar fi tu la schimb, că tot se vorbește de ce primim și dăm la schimb, să cumperi de la mine medicamente. Și mai e un lucru, un pic de tot vă contrazic pe zona atragerii de investiții. Eu nu cred că dacă un președinte al României sau un prim-ministru se duce și bate la ușa marilor producători internaționali de medicamente, unii îi vor refuza, dar alții vor zice, domnule, dacă tu mi explici exact ce îmi dai, ce îmi pui pe masă ca să aduc o investiție în România, eu s-ar putea să mă gândesc la România, mai ales că în Europa eu nu am o facilitate de producție. Adică fac un hub la tine, e o companie japoneză, americană, turcă, nu știu, sud-coreană, fac un hub la tine în România și deservesc întreaga Europa, dar tu trebuie să fii atractiv. Nu trebuie să-mi spui că îmi dai 100 de milioane de euro, că eu am 100 de milioane de euro. Nu trebuie să-mi spui că îmi dai, nu știu, energie pe gratis, că am aici energie pe gratis. La ce se uită investitorii și tot mai mult, și cred că ăsta e un lucru care nu este suficient subliniat în acest acord, este resursa umană. Deci tu, în momentul în care ai resursa umană deficitară în această zonă, nu ai ce să pui pe masă niciunei țări dezvoltate. Mă uitam un pic la un caz, probabil că, dacă îmi permiteți, e vorba de Moderna, care nu are, este o companie care e bazată pe cercetarea dezvoltată în Statele Unite, care nu are niciun fel de activități în Europa, totul se exportă de acolo, e un nume extrem de mare în Statele Unite și în timpul pandemiei, mai în glumă, mai în serios, am spus primului ministru de atunci, domnule, du-te până la Moderna, începuseră să fabrice vaccin, bate la ușă și hai să facă un hub de producție în România, că nu au nicăieri în Europa. Nu s-a întâmplat nimic. Vă spun eu ce s-a întâmplat acum 2 ani. Prim-ministrul Spaniei a semnat un acord de investiție de 500 de milioane de euro al companiei Moderna, se poate verifica în Spania. Și Spania are ce să ofere. În Spania există o industrie, se creează pe vertical o industrie foarte bună, din școală, din grădiniță. Îmi cer scuze că fac comparația. Cum era pe vremea lui Ceaușescu, aveai licee profesionale, aveai facultăți care în cele din urmă, cazul chimiei în Spania, vor da angajații și specialiștii din această industrie farmaceutică. Ăsta este modul în care gândești strategic o industrie. Nu, hai să facem asta, hai să facem aia la altă, hai să...
Și vă spun, primul moment de gândire strategică a fost în 2016. A fost un plan de, în industria farmaceutică, a fost un plan de competitivitate. Primul ministru de atunci a dat un plan de competitivitate. A fost în 2017 o inițiativă bună, sper să nu greșesc, de lista de medicamente esențiale. Ce medicamente sunt esențiale pentru România, inovative, generice și care trebuie să fie tot timpul acolo. A dispărut. A fost făcută lista, ok, ai lista, dar ce faci cu ea? Asta e provocarea mea și pentru acest document. Avem documentul. Ce facem cu el? Care sunt pașii următori? Da, aveți dreptate. În anii 90 am vizitat în Statele Unite o uzină, producție a unui medicament, a insulinei, să numai. Da. Și, bun, n-aveai voie să depășești o anumită limită, sisteme de securitate importante. Nu, ce e cu asta? Păi zice, noi avem obligația să furnizăm materia primă, insulina, cu 2 ani înainte. O ia guvernul, o depozitează într-un loc secret, păzit, așa, deci, dar de ce cu 2 ani înainte? Păi dacă dintr-un accident tehnologic, terorism, cutremur, nu știu, uragan, se întâmplă ceva cu fabrica, în 2 ani de zile se poate construi una nouă. Deci trebuie să existe un stoc de insulină pentru perioada în care fabrica este incapacitată, astfel încât cetățeanul să nu rămână fără un produs vital. Apropo de cât de strategică este industria farma. Singura, și nu vorbim de industria farma, încă o dată, eu vorbesc la modul general din industria sănătății, am citit de Sanevit în urmă cu câteva zile. Bun, Sanevit, o fabrică de siringi din Arad. Era oricum în insolvență vândută, dar nimeni nu a dat importanța acestei fabrici. Vorbim de producători în România de materiale sanitare care se plâng că, domnule, n-avem nicio șansă să intrăm în licitații, să intrăm în... Aia a fost folosită politic. Deci după ce a fost pusă pe picioare, a intrat în jocul politic și de aia și fost... Da, este un domeniu care aduce acel PIB. În final, e un cerc virtuos, PIB-ul de care au nevoie pacienții și pentru medicamente. Este un domeniu care, într-un caz de criză, nu o să faci injecție cu ceva fier paragaz, cu, cu un dispozitiv pe care ai improvizat sau ar trebui să ai aici... Seringile de sticlă. Seringile de sticlă și metal, care nu se... Nu, poate nu erau să existe pe undeva stocuri și din aceste seringi de sticlă și metal, dar o fabrică de seringi, una de materiale strict necesare, bandaje, tifon, oare se mai fabrică? Totuși, foarte puține. Ingrediente active, substanțele active, că poate n-am apucat să vorbim, nu se mai fabrică aproape deloc, foarte, foarte puține în România, pentru că industria chimică a precursorilor a dispărut și oricum precursorii sunt aduși din alte țări. Deci putem să dăm multe exemple asupra faptului în care poate cuvântul sabotat din interior e dur, dar s-au creat atâtea frâne și atâtea obstacole încât nimeni, că sunt investitor din zona de inovație, că sunt investitor din zona de generice, n-a fost interesat să vină în România. Deci sunt tot atâtea vulnerabilități, să spunem. Sper să ne revedem după ce discutați cu autoritățile și să vedem memorandumul aplicat, pentru că intenția este bună, dar finalizarea ar trebui să rămână în același... Da. Fără îndoială că ne vom adresa autorităților arătându-ne interesați de a fi parte din acest grup de lucru. Cred că primul grup de lucru într-un centru de studii clinice, Dane, unde se investighează un medicament sau într-o fabrică de medicamente, într-o hală industrială, ca să se înțeleagă ce avantaje vin din studiile clinice și din producția industrială. Ce avantaje nu numai pentru pacient, dar și pentru economia României. Vă mulțumesc, vă mai aștept la dezbateri în sănătate. La revedere! Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.